Primele 9 sau 12 zile din luna martie sunt numite babele sau zilele babelor, conform calendarului popular. Prima zi, 1 martie, prima babă, poartă numele de Babadochia sau cap de primăvară, deoarece aceasta este prima zi a primăverii, iar bătrânii ne spun că dacă ziua aceasta este călduroasă, așa va fi toată primăvara. Conform unor legende populare, Babadochia era o bătrână rea, nemiloasă, care îngheța oamenii, însă avem și alte credințe populare care ne spun că Babadochia era o femeie blândă ce se ruga la Dumnezeu pentru a trimite vreme bună, călduroasă pe pământ. Potrivit legendelor, zilele luminoase, însorite, sunt aducătoare de fericire, noroc și belșug, în timp ce vremea rece, cu ploi și ninsori, înseamnă lacrimi, necazuri, sărăcie sau neîmpliniri.